Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am fraților la un nou tutorial pe acest canal, deoarece în ultima perioadă am fost foarte, foarte întrebat și pe Discord și în comentarii, efectiv peste tot, cum să vă băgați și voi beta loader-ul și să vă jucați cu hack-uri gratis, așa cum am făcut eu în episodul de acum câteva zile. Într-un final să fac și un tutorial, deși cred că este al 5-lea sau al 6-lea tutorial pe canalul ăsta cum să vă băgați securi gratis. Na, este ceva nou, loader nou și poate nu mulți dintre voi știți cum să injectați cituri cu el, așa că am decis să fac un tutorial legat de această chestie. Dați și voi un like acolo, să facem 1000 de like-uri dacă mai vreți tutoriale în continuare și în caz de aveți nedumeriri în legătură cu ceva sau nu știți să injectați un cheat, nu știți să instalați un cheat, puteți să-mi scrieți în comentarii, iar dacă se adună mai multe comentarii cu aceeași problemă, o să fac într-un final un videoclip despre acea problemă. Da, aici avem beta loader-ul, bă, nu știu exact de unde puteți să luați. Mie mi l-a dat Vlăduț, un prieten de al meu, dar eu o să vă las link de download în descriere de la această chestie. O să urc eu pe ceva, pe Mediafire sau pe ceva, probabil că îl găsiți și dacă căutați pe internet. Eu pe Discordul lor, de exemplu, nu am văzut vreun link de download sau ceva, așa că na, o să vă las pur și simplu .exe-ul ăsta în descriere și îl downloadați voi de acolo. Deci, hai să dăm dublu click pe el ca să începem tutorialul, să zic așa. O să dăm dublu click pe el. Frumos, zice checking for updates. A, deja pe mine mă loghează. Am înțeles, deci pe mine m-a logat automat. All server got deleted. Da, deci vă pune să vă conectați pe serverul de Discord. În fine, o să vă arăt eu. O să dăm logout momentan, deoarece da, trebuie să aveți și cont pe acest loader. Acum o să vă văd cum să vă faceți cont, pentru că e destul de complicat, că trebuie să intrați pe Discordul lor, să vă activați contul cu o cheiță și pui mei, e mai complicat. În primul rând, voi o să vedeți chestia asta. Dar nu o să aveți datele completate. Hai să le... De fapt, nu le ștergem, că eu nu mai știu datele pe care mi le-am pus, o să le lăsăm așa. Bun, deci voi trebuie să dați pe acest buton cu register. Bam. O să vă duc automat pe Discordul lor și uitați că ne-a și băgat pe Discordul băieților. Dar pe mine m-a băgat de pe Discordul ăsta, la altii o să trebuiască să intru de pe Discordul ăsta al meu. O să vă bage pe Discordul lor. În caz de nu aveți contul de Discord confirmat cu numărul de telefon, o să vă pună să vă confirmați și cu numărul de telefon, pentru că na, nu știu, politica lor, habar n-am de ce se întâmplă chestia asta. Și voi o să fiți aici pe chatul de general. Cum faceți rost de licență de aici, bă băieți? O să dați aici pe acest canal, mă rog, acest text channel unde scrie comments și scrieți aici pur și simplu, după ce vă confirmați Discordul, dacă nu vă confirmați Discordul, nu o să vă lase să scrieți nimic, scrieți B semnul exclamării GNR. Eu deja am scris, adică puteți să scrieți chestia asta doar o dată la 48 de ore. Eu am scris acum la 5:22, acum este 5:56, am scris acum jumătate de oră B generate, că nu știam că e cooldown-ul ăsta de 48 de ore. Iar după ce o să scrieți comanda asta B semnul exclamării generate, o să vă trimită un boot de al lor, uite, beta boot, o să vă trimită un mesaj pe privat cu licența. Aceasta este licența pe care am generat-o prima dată când mi-am luat beta loader-ul, iar aceasta este licența pe care am generat-o pentru acest tutorial. Am generat-o acum jumătate de oră, deci nu este nimic grav. O să vă las această licență în descriere, deoarece eu am deja o licență generată pe contul meu. Cu această licență, practic, vă scutesc de a intra pe serverul lor de Discord. O să vă învăț imediat ce trebuie să faceți cu această licență. O să vă las în comentarii și în descriere cine o ia primul, să fie sănătos. Ok, bă băieți, ce faceți acum cu această licență? Intrați din nou în loader, vă completați aici toate datele, e-mail-ul arongi@gmail.com, vă scrieți încă o dată e-mail-ul, putem să-l copiem de aici. Ba da, puteți să-l copiem de aici, parola, iar aici la licență o să trebuiască să copiați această licență și să o băgați la license. După aceea o să dați register. Nu mai știu exact dacă vă trimite un e-mail de confirmare, deși nu cred că vă trimite ceva de confirmare pe e-mail, ăsta e doar așa să vă faceți contul. Iar după ce v-ați făcut contul, o să dați back to login, o să vă logați în loader cu datele voastre pe care le-ați scris acolo. Aveți grijă să nu le uitați, deoarece o să puteți genera altă licență după 48 de ore. Sau mă rog, dacă vă faceți alt cont de Discord, puteți să generați imediat după. În fine, bă băiți, astea sunt detalii irelevant. O să apăsăm aici frumos pe butonul de login și o să ne bage, mă rog, durează puțin, dar o să ne bage aici în cheat. Aici zice câteva informații, aici cheat-ului s-a justificat de ce era usage-ul mai mare la beta loader, că nu-i miner și că nu știu ce. Din câte puteți observa, cel puțin mie în task manager aici nu folosește, opa, mie în task manager nu folosește beta loader-ul absolut nimic. Este, cum se numește ăsta, mai beta loader, uite, beta loader îmi folosește 57 de mega de RAM și 0,1% din procesor, adică mie nu minează. Nu știu acum dacă va mina vouă sau nu, mie nu minează, eu am avut încredere în el să-l bag, așa că puii mei. După ce o să intrați aici, nu știu, eu nu vă recomand neapărat să vă activați. Tocmai ce am dat click pe ea să-mi bat picioarele și cred că mi-a dat crash. Nu știu, în fine, nu vă recomand să vă activați chestia asta cu buy best vac, deoarece eu am jucat și fără chestia asta și nu mi-am luat vacma sau ceva și chestiile astea cu buy best vac sau vac buy best sau cum vreți voi să le ziceți sunt de obicei chestii, na, așa, de
nu știu, nici nu de ce s-a făcut chestia asta, pentru că e o vrăjeală. Deci bai bezvac asta e o vrăjeală, nu există așa ceva să efectiv să jucați cu un cheat detectabil, activați bai bezvac ăsta și nu mai luați vac. Nu există așa ceva. HV ăsta hardware dispoforul, nu știu dacă merge, aveți mai multe chestii pe aici, în fine. Eu am folosit până acum doar asta cu all cheats și când dăm pe all cheats o să vă apară toate hack-urile pe care le puteți folosi cu beta loader. Eu de obicei joc cu OTCV3 deoarece acolo am și configuri și toate chestiile de genul, dar voi puteți să vă injectați absolut orice cheat. Oricum o să mai vină episoade din seria asta cu cheat-uri gratis unde o să încerc mai multe cheat-uri de aici, dar eu momentan pentru acest episod o să dau pe OTCV3. Ah, scrie că e detected, fii atent. Deci le scrie dacă e detected sau undetected. Uite, astea cu roșu sunt detected, vedeți? Deci la OTCV3 scrie aparent că e detectat. Nu știu neapărat dacă e adevărată chestia asta, având în vedere că eu acum 2 zile am jucat cu OTCV3-ul pe un cont și încă nu mi-am luat vagban, dar în fine, o să o injectăm acum și vedem dacă ne luăm vagban, pentru că eu o să injectez OTCV3-ul. Ca să vă injectați un cheat, trebuie în primul rând să aveți CSGO-ul pornit. Asta o să facem și noi chiar în momentul acesta, o să ne pornim repede repejor așa CSGO-ul. Gata, bă, băieți, mi-a pornit și CSGO-ul. Vedeți că sunt pe contul unde am jucat cele două meciuri sau nu știu, da, cele două meciuri cu cheat-urile gratis, încă nu am vagban, le-am jucat duminică. Acum este joi, dacă nu mă șel când filmez eu, și de duminică până joi eu nu am reușit să-mi iau în vagbanul. Deci eu zic că nu știu, nu cred că e detectabil OTCV3-ul neapărat. Adică oricum, eu nu vă recomand să vă băgați în primul rând, trebuia să zic asta la începutul videoclipului. Nu vă recomand să vă băgați cheat-uri gratis pe conturile voastre main sau conturile la care țineți etc. Deci chiar nu vă recomand să faceți chestia asta, pentru că tot timpul sunt șanse de vag și până și cu cheat-urile premium mai sunt șanse de vag, dar sunt șanse foarte, foarte mici. Dacă aveți un cheat premium bun, sunt șanse spre zero. Dar cu cheat-urile gratis, șansa asta crește spre 100%, deci nu vă recomand să vă băgați cheat-uri gratis, chiar dacă ați auzit voi de la prieten că a jucat cineva cu OTCV3 timp de 3 luni și nu și-a luat vagban sau overall sau orice altceva. Bă, într-adevăr, puteți să nu luați vagban, dar puteți să și luați și dacă vă luați, o să regretați foarte, foarte mult că v-ați băgat cheat-uri free pe contul main. În fine, bă, băieți, hai să nu mai lungim, suntem în CSGO, avem aici OTCV3, dăm click pe el, așteptăm un pic, pentru că s-a blocat toată chestia și ne-a injectat OTCV3-ul. Ați văzut bine, acum s-a blocat un pic, trebuie să mai așteptăm sau? S-a blocat? Hello? Aparent s-a blocat, da, gata. Sau? De ce nu pot să-l mut? În fine, bă, băieți. Aparent chestiile astea merg, dar nu mai pot să mut ăsta. În fine. O să-i dăm X la chestia asta. Oleu, s-a blocat tot beta loader-ul. Se zice, puteți să-l închideți, în fine. Ba, eu l-am închis așa cu click dreapta și aia. Hai să intrăm și în Task Manager frumos să vedem dacă ne minează ceva. Aparent nu ne minează nimic, bă, băieți, aici în Task Manager. Eu văd usage-ul 13%, CSGO o folosește 10%. Dacă nu credeți, putem să intrăm aici și în Core Temp să vedem, ia, avem vreun usage ciudat? Nu, avem niciun usage ciudat. Aparent toate nucleele mele de la procesor sunt în regulă și nu sunt minate. Și cam atâta, bă, băieți, uitați că aveți OTCV3-ul. Hai să intrăm și într-un meci așa de un meci de ăsta cu workshop maps aici, crosshair generator, să puteți să vedeți și voi hack-ul cum arată și chestii de genul. Cam atâta a fost, adică nu e mare lucru, dar am zis să fac tutorial pentru că e chestia aia, skepsisul ăla, să zic așa, cu cheiul ăla, cu licența aia, și poate mulți dintre voi nu știați cum să vă băgați licența sau chestii de genul, deși nu e o chestie foarte, foarte grea și până și acolo vă scria că trebuie să intrați pe serverul lor de Discord și să scrieți bă, semnul la mari generate. Dar na. Gata, bă, băieți, și am intrat și aici cu boții. Să se spawneze boții, dăm frumos insert. Ca să vă băgați un config prima dată, trebuie să dați aici pe rotița asta, să dați create, să scrieți ceva random, să dați create, iar în folderul de la CSGO o să vi se creeze un folder. Haideți că vă și arăt acum repede repejor. Dacă intrăm în serverul de la în fișierele de la CSGO, browse local files, așa, o să vedeți că ni s-a creat un folder numit OT, unde putem să băgăm scripturile sau configurile, bă, băieți. Haideți să descărcăm repede și un config, deși nu mai știu pe ce Discord am primit eu config, cred că de la Vlăduț, mamă, câte ce spam infect. Ah, da, uitați aici, de la Vlăduț am primit configuri și scripturi. O să vă las și configul de legit și de hack versus hack în comentarii. O să băgăm pentru acest tutorial, o să băgăm configul de hack versus hack. Haideți repede să-l downloadăm, să vă fac și un tutorial cum să injectați. Deci acesta este configul, băieți, pur și simplu îl tragem. Unde ești, mă, uite aici am folderul ăsta OT din CSGO. O să intrăm înapoi în CSGO, dăm aici un stai, nu, trebuie să închidem chestia asta. Gata. Practic dăm o dată pe rotița asta și ni se updatează și avem aici configul de hack versus hack. Dăm frumos load la config și vedeți că s-a activat automat configul. Hai să vedem aici cum trage, cum le trage la băieți. Vedeți că le aoleo, am sonorul în blană să mă bată tata 0.05. Vedeți că s-a activat, le trage super bine. Luăm și scout-ul să vedeți aici. Acesta este configul pe care l-am folosit eu în episodul ăla de aici, ca să nu ziceți că am folosit nu știu ce config. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest tutorial. Nu ezitați, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri. Iar dacă mai aveți alte întrebări sau alte nedumeriri sau nu știu orice ați putea avea, puteți să-mi scrieți în comentarii, iar eu o să încerc să vă răspund în cel mai scurt timp posibil.
comentariile, am început acum să răspund mult mai des la comentarii, la modul că intru acolo pe secțiunea de comentarii și răspund la comentariile de la ultimele 20 de videouri care sunt lăsate în decurs de o săptămână sau chestii de genul. Adică am început să răspund la foarte multe comentarii și na, sper să vă ajut cu ceva. Bă, fraților, nu uitați, dați acolo un like încă o dată, vă spun chestia asta. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut, așa cum o să-mi pușcă în găina asta. Șpong!